Tocmai am aflat că Harap Alb a fost primul hip-hop român. Și când mai a rămas, după ce a urcat prima dată pe scenă și publicul a zis: ha, rap alb? Lucrurile sunt din ce în ce mai complicate. Am fost de curând cu o fată să beau ceva. Eu am comandat un ceai. Ați observat că atunci când ceri ceai, nu ți se aduce ceai, ci ți se aduce tot ce ai nevoie ca să-ți faci singur ceaiul. Mi s-a adus o ceșcuță, o farfuriuță, un plicul cu fierbinte, 3 pliculețe de zahăr, 2 pliculețe de miere, un pliculeț de ceai și o linguriță. Fata cu care eram mai cerut o apă plată. Mă așteptam să aducă hidrogen, oxigen și un vas Berzelius. Ați observat că luăm din ce în ce mai multe telefoane și din ce în ce mai complicate? Ne luăm telefoane pentru noi, telefoane pentru muncă, ne luăm telefoane pe Zap, pe Vodafone, pe Orange, pe Cosmote, ne luăm telefoane cu unul sau două display-uri, telefoane cu sonerii polifonice, telefoane cu MP3-uri, telefoane cu cameră digitală de la unul până la nu știu câți megapixel, telefoane cu clăpițe care se deschide în jos sau cu clăpițe care se deschide în sus. Și ce facem cu ele? Dăm bip. Ați observat că atunci când sughiți, se găsește mereu cineva care să zică: bă, te pomenește cineva? Pe asta înseamnă că sughițatul este prima formă de bip. Nu înțeleg de ce nu mai folosim. Nu înțeleg de ce nu mai folosim. Băi, vezi că vin să te iau cu mașina, când ajung în fața blocului, eu să te pomenesc. Vești tu jos când sughiți. Dar vă s-a întâmplat să nu vă mai opriți din sughițat? Asta pentru că insistă cineva să-i răspundeți. Și mi se pare cea mai mare prostie să zici că am dat bip. Zici că tocmai te-a cenzurat cineau. Ți-am dat bip și mă brăiază, mai ales nu cere tata telefonul. Dă bă, la odată se dau bip lui măta. Imaginați-vă o discuție de genul: bună, Andra. Dar nu. Când ajung la tine, îți dau bip. Dacă nu ești acasă, îți dau bip, numai cât a s-auzit. Am fost aseară la curba aia de Laura și nu prea mai aveam bani, așa că i-am dat doar bip. I-am dat bip până a rămas fără baterii. Ați văzut că pe noi nu ne interesează dacă ni se fură mașina? Chiar nu ne interesează. Pe noi ne interesează să știm atunci când se fură mașina. Ați văzut pe cineva să spună: două zăvoare, două încuietori și un lacăt? Nu. Noi ne punem alarmă. Nu vrem să ni se fură, noi vrem să auzim atunci când se fură. Vrem să știm. Și dacă dăm bani pe alarmă, deja e mai scumpă. Pentru că ni se fură cu tot cu alarmă. N-ar fi mult mai simplu să pui pe volan 0723879-6. Dai un SMS când o furi. Dacă n-ai pedi, dai bip. P.S. Vezi că ambreiajul e slăbit. Dar chiar dacă nu avem grijă de mașini, nouă bărbaților ne plac foarte mult mașinile. Suntem unii care avem fantezii sexuale cu mașinile. Avem fetișuri cu mașinile. Așa că, fetelor, să nu vă mire dacă într-o seară vă duceți la un băiat care este aparent singur și ziceți: auzi, vrei să vezi ceva? Și el vă răspunde: îmi pare rău, sunt cu mașină. Și sexul este din ce în ce mai complicat. S-a descoperit chiar că atunci când facem sex, se eliberează niște endorfine care elimină durerea. Dacă vă doarmă sau vă dăm pul. S-a descoperit chiar că 20 de minute de sex pasional vă ajută să ardeți caloriile unui hamburger. Am ajutat-o și eu pe prietena mea. Să ardă susanul de pe chiflă. Mie mi se pare cel mai scârbos lucru să te duci la WC-ul, când te duci la un WC-ul public, duci la un WC-ul public să te speli pe mâini. Este cel mai scârbos lucru posibil. Pentru că acolo te duci, pui mâna pe pulă, ca băiat, mă rog, ca fata la noastră, discuția aici. Pui mâna pe pulă, după aia pui mâna pe robinet. Chestia asta probabil că o fac înaintea ta 300 de oameni. Pe robinetul ăla sunt 300 de pule.
Fata se fac 301. A zis că nu e nicio problemă că bagi mâna sub apă, se fac 0. Dar trebuie să o închizi. Vorbeam despre sex. Este o întreagă industrie pentru sex acum. Este așa numitele sex shop-uri. E un singur lucru, nu înțeleg la sex shop-urile astea. Nu înțeleg de ce lenjirea comestibilă nu se dă pe bonuri de masă. Acum și vibratoarele sunt din ce în ce mai complicate, pentru că tehnologia bionică evoluează. Acum vibratoarele emită din ce în ce mai mult realitate. Emită fiecare venă, fiecare vinișoară, își dau drumul, au coaie. În curând vom vedea vibratoarele care vă înșală, vibratoarele care își dau drumul prea devreme, vibratoarele care nu se scoală. Odată cu evoluția tehnologică vom vedea și vibratoarele care vor să-mi fută în cur. Eu sunt conștient că noi bărbații avem două capete, unul cu care gândim și unul cu care nu gândim. Așa că nu mă deranjează fetele care mă iau de fraier. Misogin și în afară de chestia asta nici nu pot să supăr persoanele de sex opus, adică mare. Chiar sunt puțin misogin, chiar m-am certat cu prietena mea pe chestia asta. Într-o zi s-a ridicat și mi-a zis: să știi că relația asta mi-a lăsat un gust amar. Da, dar cel puțin ai scăpat cu fața curată. Probabil că ne certați și pentru că nu prea mă mai spălam la pură. Mare brânză. Stăteam așa și mă gândeam la... Da, v-am zis, m-am certat cu ea, am hotărât să o luăm fiecare pe drumul lui. Eu am luat-o pe Pantelimon. Ea încă o mai ia pe Mătăsari. Mă gândeam așa la homosexuali. Eu cred că homosexualii sunt singurul gen de om care se bucură atunci când intră în căcat. Și oricum homosexualii sunt mici copii pe lângă zoofili. Chiar a venit un prieten la mine și mi s-a confesat. Mi-a zis: Sergiule, eu sunt zoofil. Marci-mă de aici! Adică să fii zoofil. Păi vă dați seama ce viață de câini. Și cu ce că era zoofil, mai era și zoofil homosexual. Adică să nu vrei să simți și tu acolo o țâță, două, patru, șase, două. Nu știu, pozițiile nu sunt mai complicate, există Kama Sutra decât lumea. Mi-am cumpărat și o carte a Kama Sutra. A fost pentru prima dată când am realizat că dacă ai carte, ai parte. Prietenei mele îi plac foarte multe poziții. Mă rog, preferata este lingurița. Dar cât a fundoare ăla e polonic. Eu nu prea știu poziții, mi-e place să fut între țâțe și asta pe la spate. Vă mulțumesc că am fost Sergiu. Ce nașpa ești, nașpa ești, nașpa ești, nașpa ești.